Digitalizare, tehnologizare, performanță, transfer de embrioni, ameliorare, carne de mânzat premium, unități de procesare, lapte și carne, toate acestea au fost dezbătute pe 7 aprilie 2022 de către fermierii membri ai Asociației Crescătorilor de Vaci Bălțate Românească tip Simmental. Prin proiectele pe care le derulează, Asociația Crescătorilor de Vaci Bălțate Românească tip Simmental vine cu soluții punctuale care să aducă plus valoare în ferme, soluții care rezolvă parte din provocările cu care se vor confrunta fermierii în anii următori. Asociația Crescătorilor de Vaci Bălțate Românească tip Simmental, o organizație profesională cu foarte multe proiecte și implementări ale proiectelor încă de la începuturile ei. Astăzi un nou proiect. Astăzi, 7 aprilie, este un nou început. Un început care este pe un drum al digitalizării, tehnologizării. Avem 10.000 de membri în asociație care sperăm ca toți să beneficieze de aceste avantaje a digitalizării. Digitalizarea înseamnă pentru ei un plus în optimizarea fermelor, un plus la venituri și, desigur, un plus la eligibilitate pe parte de noul PNS, care va intra în vigoare din 2023, pe parte de bunăstarea vacilor de lapte. Pe scurt, ce înseamnă această digitalizare practic, ce se întâmplă într-o fermă de vaci? Prin digitalizare noi înțelegem și desigur se înțelege implementarea unor soluții practice prin niște senzori care se aplică fie prin curele, fie prin niște crotalii la animale. Iar acei senzori transmit niște informații care țin de sănătatea animalelor, pe parte de reproducție, pe parte de bunăstarea calității aerului, pe parte de, calitatea apei, toate astea fiind transmise într-o bază de date pe care asociația noastră o administrează și parte din informații în mod automat se reîntorc către fermieri. Aici vorbim de momentul optim pentru însămânțare, dacă este nevoie, sau dacă un animal stă prea mult într-un anumit loc, înseamnă că are o problemă locomotorie și nu va putea să, trebuie să meargă fermierul să vadă ce-i cu ea. Aceste informații toate prelucrate duc la optimizare și sigur că aduc bani mai mulți pentru fermier. Digitalizare înseamnă și o reducere a cheltuielilor în fermele de vaci, astfel încât să nu mai fie crescătorii dependenți de prețul laptelui al cărnii, care oscilează în funcție de tot felul de factori. Digitalizarea și tehnologizarea sunt soluții care optimizează fermele, care aduc plus valoare în ferme. Automat înseamnă că costul de producție al litrului de lapte o să fie la un preț mai mic și sigur câștigul lui al acelui fermier sau al fermierilor o să fie mult mai mare. E adevărat că pe lângă această digitalizare ai nevoie mai departe de acea plus valoare care se regăsește în procesare, unde și pe acest segment asociația noastră a dezvoltat și dezvoltă în continuare proiecte, astfel încât la poarta fermei fermierii să aibă cel puțin 1,70 € preț de bază, la care să se adauge bonusurile sau bonificațiile în funcție de grăsime proteină, dar la fel de bine și pe standardele de calitate, care înseamnă lapte bio sau lapte de fân sau alte tipuri de standarde de calitate, care toate astea sunt plătite. Pentru că am pomenit la început că aveți o organizație puternică, nu doar pe hârtie, care face lucruri pentru crescători. În momentul de față a spus că aveți 10.000 de membri. Ca număr de animale, câte animale sunt? Și știu că nu aveți doar Bălțata Românească, chiar dacă în nume apare doar Bălțata. Deci cei 10.000 de membri au undeva la 130.000 de capete. Vorbim de vaci de lapte. Și pe lângă aceste 130.000 de capete, sunt undeva cam la 100.000 de capete tineret bovin. E adevărat că acest număr de 130.000 înseamnă animale care sunt și de rasă pură și de rasă care nu este de rasă pură, mă repet acum, dar avem un proiect la fel început în urmă cu 2 luni,
de transfer de embrioni, unde în urma unei vaci, mame de taur, obținem 40 de produși pe an. Ceea ce înseamnă că numărul de animale care vor fi de rasă pură în viitorul foarte apropiat o să crească cu 20-25% în fiecare an. Aveți și rasă Montbeliard? Da, există și rasa Montbeliard, se ține registru și pentru această rasă. Este o rasă care provine din Franța, are, hai să zicem, niște aptitudini mai mult pe lapte, sigur că sunt foarte bune și pe carne. Tot secretul în creșterea animalelor este și pe partea de furajare. Deci dacă animalul mănâncă, va avea o producție bună și de lapte și de carne. Bălțată românească, produse românești. Acesta este un nou slogan al asociației. Ce înseamnă asta, produse românești? Vă îndreptați și către partea de procesare, să spun așa. Aveți în construcție, nu știu dacă ați terminat, fabrica de lapte. Știu că faceți tăieri prin acel abator mobil. Bălțată românească, produse românești, este un brand de țară. De acum înainte, orice român trebuie să știe că în momentul în care vom vorbi de bălțată românească, produse românești, înseamnă că vorbim de un brand de țară. Sub acest brand, noi dezvoltăm atât produsele din lapte, cât și din carne. Ca să putem să avem, iarăși, plus valoare în fermă, înseamnă că trebuie să venim cu niște produse premium, așa cum ne-am propus, și în perioada imediat următoare aceste produse se vor regăsi pe rafturi. Suntem la faza de promovare a produselor. Deci acest brand de țară va asigura producătorului o garanție că și în anii următori va avea o piață de desfacere prin intermediul asociației, prin intermediul business-ului pe care asociația împreună cu cooperativele implicate le derulează. Deci avem o garanție, mai mult de atât motivăm fermierii ca să continue să crească animale și sigur să asigurăm mai departe consumatorii că produsele din România, produsele producătorilor din România sunt produse premium. Am văzut că, cum a fost și la evenimentul de astăzi, dar știu că s-au mai organizat acum chiar luna trecută evenimente strict pe carnea din bălțată, de mânzat, din bălțată românească. Cum s-a întâmplat și astăzi. Este bună, este lăudată. Ce puteți spune dumneavoastră, crescător de bălțată românească, despre această carne? Consumatorii trebuie să facă diferența între carne de mânzat și carne de vită. În momentul în care vorbim carne de mânzat, automat ne duce gândul la o carne de la un animal tânăr, care este o carne mult mai fragedă, este o carne gustoasă. Carnea de vită presupune deja carnea provenită de la un animal adult, care implică un alt procedeu de a găti acea carne. Este și poate să fie la fel de fragedă și gustoasă, dar presupune o pregătire mult mai minuțioasă, să spun așa. Deci carnea de mânzat este ceea ce targetăm noi, ceea ce urmărim să punem pe piață, astfel încât la costuri mici de producție să avem o calitate bună și consumatorii să poată să ajungă la această marfă la preț mic de achiziție. Acest proiect de digitalizare va veni în sprijinul fermierilor, având în vedere că noul PNS este bazat și pe bunăstarea animalelor. Pentru colegerea datelor din teren va fi nevoie de un asemenea proiect, digitalizarea respectivă. Ajutăm foarte mult pentru că altfel nu se pot determina anumite faze din ceea ce se cere în PNS. Spre exemplu, numărul de rumegări. Ca să venim în sprijinul fermierilor, aplicăm această digitalizare care constă în aplicarea unor chipuri la animale, chipuri care transmit toate datele la un server de unde se colectează și se retransmit la fermieri, dacă e cazul, și atunci toată lumea va avea clar o viziune asupra fermelor. Asta este cea mai bună modalitate, pentru că nu există alta la ora asta. Și având în vedere că PNS-ul e construit de așa natură, va trebui să aibă acces marea majoritate a fermierilor și numai prin această digitalizare. Se va difuza la toți, la majoritatea fermierilor care sunt dispuși să achiziționeze aceste chipuri.
Aplicând o senioreche, aceste chipuri colectează toate datele care vor fi transmise la un server. Acest server va transmite în continuare către asociația noastră, noi mai departe către fermieri sau direct către fermieri, încă nu e stabilit exact procedeul, dar cam asta este cursul. Și atunci avem absolut toate datele de care avem nevoie și știe și fermierul ce animal are, ce caracteristici are. Noi am venit cu un pas înainte pentru că noi considerăm că prioritate au fermierii. Pentru noi prioritatea numărul unu sunt fermierii. La evenimentul Farmaton, finanțat de Comisia Europeană prin proiectul Smart Agri Hubs, desfășurat la sediul Asociației Crescătorilor de Vaci Bălțată Românească tip Simmental, din localitatea Hărman, județul Brașov, crescătorii de bovine au aflat cum i-ar putea ajuta tehnologiile digitale să-și eficientizeze activitatea în fermă. Suntem încântați să colaborăm cu ACVBR pentru a îmbunătăți niște soluții digitale pentru fermierii de bălțată românească, care să-i ajute să îndeplinească mai bine condiționalitățile de mediu și pentru sănătatea animalelor, care vor fi parte din Planul Național Strategic pe perioada 2023-2027. Și care să-i ajute să-și eficientizeze ferma, să aibă informații la minut despre sănătatea animalelor, despre emisiile de metan, despre calitatea apei și să găsească soluții imediate să îmbunătățească sistemul de producție. Cred că este o oportunitate extraordinară pentru că ACVBR gândește un sistem integrat pentru fermieri care să-i ajute atât pe partea de promovare a produselor pe piață, cât și pe partea de producție, să eficientizeze producția. Și noi ca Digital Innovation Hub, ca hub de inovare digitală, vrem să-i susținem atât pe partea de dezvoltare a soluției, cât și pentru găsirea finanțărilor potrivite pentru dezvoltare. Și ajungem la finanțare. Aici, ce presupune de fapt finanțarea într-un astfel de proiect? Finanțarea în momentul de față e disponibilă și e bine că e așa pentru a face experimente, pentru a învăța. Pentru că potențialul utilizării tehnologiilor digitale în agricultură sau mai specific în zootehnie e foarte mare și el poate să vină de la simple sisteme de corectare a informațiilor care să susțină decizii bazate pe date reale și date în timp real, până la automatizarea anumitor procese. Automatizarea unor procese de producție, automatizarea unor procese de monitorizare, implementarea unor sisteme de trasabilitate sau de transparență către client și asta fie îți reduce costul de business, fie îți dă capacitatea să operezi capacități mai mari, adică să gestionezi suprafețe mai mari cu aceleași resurse sau mai multe animale, iarăși cu aceleași resurse, sau te ajută să te poziționezi mai bine pe piață, să poți să vinzi produsele la un preț mai avantajos. Desigur că acesta are un impact pozitiv în zona de business, în zona cifrelor, dar până ajungem să avem impactul ăsta, trebuie să învățăm și să experimentăm. Ceea ce începem astăzi este, dacă vreți, un dialog despre experimentare, un fel de brainstorming, practic pe paradigma hackathonelor, în care luăm ideile și începem să discutăm despre cum le implementăm și cum rezolvăm probleme reale, iar în pașii următori vom putea finanța experimente. După ce vom vedea care sunt rezultatele din acele experimente, practic și fermierii vor înțelege ce merită și ce nu merită făcut, ce aduce o rentabilitate mai bună decât poate o altă decizie sau o altă investiție în digitalizare. Și atunci o să putem să decidem și atunci abia va veni valul mai mare de finanțări în care se pot scala tehnologiile și în care pot să implementez ceea ce a funcționat la o scară mică pentru o linie, să zicem, sau pentru un animal la întreaga fermă sau la întreg business-ul unui fermier.
Și practic ăștia sunt pașii și finanțarea e disponibilă pentru fiecare pas. Schimbul de idei, generarea de idei, experimentarea și după aia scalarea pentru ca în viitor și zona zootehnică să beneficieze de digitalizare, nu în sensul de a strica calitatea neapărat a produsului, asta e foarte important de înțeles, nu înseamnă că produsele vor fi mai sintetice sau că vor conține euri sau lucruri de genul ăsta, ci înseamnă doar că procesele vor fi mai eficiente și produsele vor ajunge mai proaspete, mai repede, poate în condiții mai avantajoase de preț sau la o calitate mai bună, evident, pe masa clienților finali. Vor exista în viitorul PNS bani pentru așa ceva, înțeleg, și vor avea acces fermierii, chiar și cei mici, medii, pe zootehnie, acum că suntem în zona zootehniei, la aceste fonduri? Vor exista fonduri pentru asta, dar e important ca oricine vine și aplică la astfel de fonduri să fie în cunoștință de cauză. E important să participe la genul ăsta de activități sau să vină în genul ăsta de asociații pentru a învăța, a înțelege ce e bine pentru el, care sunt tehnologiile potrivite, care e prețul corect, cum trebuie să arate un proiect. Pentru că dacă proiectele din anii trecuți deja cam toată lumea s-a aclimatizat cu ele și le înțelege, acum vine un val nou care vorbește în termeni noi, tehnologici, și trebuie să existe în primă fază niște translatori, cum suntem noi și cum sunt colegii noștri, și după ce toată lumea va învăța limba, să zicem așa, sau cuvintele de bază, se vor putea descurca probabil singuri și cumva asta e misiunea noastră, să accelerăm procesul ăsta, pentru că astăzi România oricum este ultimul loc în Europa sau penultimul la digitalizare și dacă ne uităm în zona agricolă, cred că stăm și mai prost. Și ne propunem să schimbăm asta. Și cred că proiectul Smart Agri Hubs, prin care proiectul european de cercetare și inovare, prin programul Orizont Europa, prin care e finanțat evenimentul de astăzi, e o oportunitate excelentă de a aduce împreună fermierii, împreună cu liderii asociației, deoarece cred că asociația va juca un rol foarte important în a susține fermierii și a centralizat toate oportunitățile astea pentru ei și împreună cu Hub-ul de Inovare Digitală dorim să dezvoltăm în continuare proiecte și să pregătim tot ce este nevoie pentru a aplica la proiecte în cadrul Planului Național Strategic care va începe în 2023. Deci mai avem ceva timp în care să ne pregătim și sper ca evenimentul de astăzi să deschidă apetitul fermierilor pentru inovare și pentru a participa în astfel de proiecte, să-și ia un pic inima în dinți, să fie curioși legate de tehnologii și sper să vadă oportunitatea. Noi am avut oportunitatea să degustăm diverse preparate din carne de mânzat de bălțată românescă. Putem afirma că fermierii din România au capacitatea de a produce calitate, cantitate, continuitate. Carne de mânzat din rasa bălțată românescă, care e o rasă mixtă, lapte-carne. Exact. Ce minune ați făcut din această carne de mânzat? Vreau să mă bucur de toate părțile anatomice ale animalului și atunci nu fac doar din părțile premium. Am folosit și osobucul sau rasolul, cum îl mai cunoaștem noi, am folosit și antricot și vrăbioară, am folosit și pulpă și spată, am folosit cam toate părțile anatomice și ce am făcut din ea se poate vedea în spatele meu. Am făcut de la răcituri un pate de carne, am făcut guiașul, am făcut fripturi din bavetă mică, bavetă mare, antricot și vrăbioară, care sunt niște părți anatomice foarte, foarte savuroase și gustoase. Am preferat să le fac la grătar. În rest, am asociat cu niște salate. Suntem totuși într-un sezon de primăvară și atunci vrem să ne bucurăm de tot ceea ce ne oferă acest sezon. Această carne de la bălțata românească, mulți preferă alte rase specializate pentru carne. Ce părere aveți dumneavoastră ca șef bucătar? Noi am mâncat și, într-adevăr, n-aș fi zis că e o rasă care e mixtă. Se spune că pe dansatorul prost și păpucii îl deranjează. Ideea este că carnea este premium, carnea este extraordinar de bună, dar pusă în mâna unui om dibaci, va scoate un lucru premium din ea. Dacă știi să folosești ingredientele și știi să condimentezi carnea și să știi să-i aplici tratamentul termic
adecvat, întotdeauna vei obține un produs de calitate. Ceea ce noi facem aici este carne de mânzat. Este foarte important aspectul acesta. Nu este o bovină bătrână. Nu este un animal sacrificat la 7, 8, 10, 12 ani. Ba dimpotrivă, este până în 2 ani de zile. Carnea este foarte fragedă, foarte gustoasă și, repet, metoda prin care o gătim trebuie să fie una adecvată pentru anumite părți. Părțile anatomice care sunt mai musculoase trebuie procesate un pic mai îndelungat. Părțile care sunt premium trebuie doar câteva minute pe o parte, câteva minute pe cealaltă parte și sunt absolut delicioase, dar condimentate în prealabil. Știe românul să mănânce carne de vită? Da, începe. Ca și antreprenor și bucătar în același timp, văd consumul acesta de carne de vită din ce în ce mai mare. În ultimii 10 ani, cel puțin s-a dublat. Românul devine din ce în ce mai conștient de produsul acesta. Eu mă bucur că pot să folosesc ingredient care este crescut, abatorizat și cumva adus pe tavă din România. Mă bucur să folosesc acest produs pentru românii care știu să aprecieze acest gust minunat al bălțatei românești. După ce ne-am bucurat papilele gustative și ne-am convins de calitatea premium a cărnii de mânzat, am vizitat o fermă de vaci din rasa bălțată românească împreună cu crescătorii membri ai Asociației Crescătorilor de Vaci Bălțată Românească tip Simmental. Sunteți tânăr, ce părere aveți despre ce s-a discutat astăzi, digitalizarea fermelor de vaci? Am o părere foarte bună, am și înscris 3 ferme, să sperăm că reușim să le facem. Sunteți președintele cărei asociații? Asociația Crescătorilor de Bovine Sita Buzăului, județul Covasna. Suntem din zona întorsura Buzăului. Câte animale aveți și câte ferme? Avem cam 200 de ferme, și mai mici și mai mărișoare, pentru zona noastră fiind o zonă de munte, și animale în jur de 1000 de capete. Vaci de lapte. Înțeleg că ați făcut lucruri frumoase acolo, construcții noi, pe tot felul de proiecte, dacă vreți să ne povestiți câte ceva despre acestea. Da, avem un centru de colectare lapte, o mașină, o cisternă care colectează laptele de la fermele mai mari, îl aduce la centru. Avem un grajd, care acum l-am contactat pe domnul Haller, sau am venit aici să vedem cum putem colabora pentru a ține și noi tineretul care s-a achiziționat de asociație. Avem un depozit de cereale, utilaje, garaj. Acestea făcute pe asociație. Ați accesat ceva bani europeni? N-am accesat bani din cum ne-am gospodărit cu pășunile. Cu întreținerea pășunilor s-au făcut. Acum vrem să accesăm. Avem un proiect care vrem să-l redepunem pe 4-1 pentru investițiile în exploatații agricole, să ne putem dezvolta și noi puțin. Cum privesc crescătorii de la dumneavoastră din zona asocierea? Văd că, făcând lucruri, bănuiesc că sunt pro. Da, destul de bine, dar având în vedere perioada grea care e actuală, mulți se gândesc să-și vândă efectivele de animale și o să rămânem în curând fără animale. De-aia vrem să vedem cum putem să-i atragem, să mai țină, mai ales pe cei mai tineri. Asociația este membră în cooperativa, membru fondator în cooperativa agricolă și în cooperativa agricolă colectăm lapte bio din zonă. Avem câteva ferme în bio. Și procesați? Nu. Îl dați mai departe? Da. Aici, mulți au venit, acum am avut adunare generală și mulți au venit cu ideea, adică s-a și propus să începem și un pic de procesare, încet, încet. Să vedem prin forțe proprii deocamdată și vedem ulterior ce o să fie. Evenimentul organizat de Asociația Crescătorilor de Vaci Bălțată Românească tip Simmental a fost o bună ocazie pentru fermieri de a afla ce îi așteaptă în următorii ani, ce finanțări vor fi disponibile prin Planul Național Strategic 2023-2027 și cum pot ajunge la ele. Nu în ultimul rând, crescătorii de bovine au aflat ce perspective au pentru a-și dezvolta fermele, pentru a avea performanță și un randament mai bun prin intermediul tehnologiilor digitale.